Salutare tuturor, bine ați venit acasă la Sriblinio, la campionatul de fotbal vorbit. Cred că în curând îi zicem campionatul european de fotbal vorbit, dar despre asta ceva mai încolo și despre echipa României în mod evident. Întâi însă, finala Ligii Campionilor, câștigată pe drept cuvânt de Real Madrid. Chiar dacă a fost echipa care a alergat mai puțin pe teren, madrilenii au o știință mai mare a jocului și asta s-a văzut. De asemenea, au antrenori mai buni și asta s-a văzut la pauză, chiar purtam o discuție cu Radu Paraschivescu la pauză și spuneam acum se va vedea cine e antrenor. A știut să seteze Carlo Ancelotti la pauză acele lucruri care nu mergeau, iar unul dintre lucrurile care nu mergeau era Vinicius. Vinicius în prima repriză cred că a avut în jur de 13 mingi jucate, dintre care a pierdut vreo 10 și în general nu a fost în apele lui. Jucătorul brazilian însă s-a întors revigorat în repriza a doua și a avut mai multă viteză, a reușit să-și depășească adversarii și să rămână singur la faza golului al doilea, ceea ce s-a dovedit a fi esențial. A avut și o atitudine bună față de joc, chiar dacă în prima repriză noi nu l-am văzut bine. Există o mărturie, există probabil mai multe mărturii care spun că atunci când s-a oprit jocul, ceea ce n-am văzut noi la televizor a fost măcar un cetățean care și-a dorit să facă un selfie cu Vinicius și el a primit chestiunea asta cu zâmbetul pe buze. Este într-un moment bun al carierei și unii spun că ar merita balonul de aur. Nu știu dacă e așa. Ca să meriți balonul de aur trebuie să fie niște factori mult mai complexi. Dacă ar fi de dat un balon de aur, atunci cu siguranță acesta ar trebui să se ducă la Carlo Ancelotti. Eu cred că este omul care a reușit prin echilibru să reconstruiască această echipă și să o facă probabil cea mai bună din lume. Chiar dacă Guardiola rămâne unul dintre marii antrenori ai lumii, Don Carlo rămâne unul dintre marii manageri de talente ai lumii. El a și dat un interviu înainte de această finală și spune că a învățat de-a lungul meseriei, a învățat să se adapteze după jucătorii pe care îi are la îndemână. De exemplu, pe Roberto Baggio nu l-a primit la Parma la începutul carierei sale și spunea am greșit. I-am spus, Roberto, nu aveai ce să faci la Parma, că nu noi jucam 4-4-2 la data respectivă, un sistem moștenit de la Arrigo Sacchi, căruia Ancelotti este îndatoritor, și i-a spus lui Baggio, nu veni la noi, că nu o să am unde să joc cu tine. Baggio s-a dus la Bologna. Astăzi Ancelotti spune că a fost o greșeală. O greșeală pe care a reparat-o la Juventus, când a construit în jurul lui Zidane și atunci când a învățat de la restul jucătorilor că trebuie să acorzi o atenție specială unei mari vedete. Știți întâmplarea cu autocarul cu Pablo Montero care la un moment dat Ancelotti, Zidane întârziind la autocar, i-a spus șoferului să mergem de acum, las că vine el și să-i fie învățătură de minte. Asta era gândirea, doar că Pablo Montero s-a ridicat de pe scaun și a spus, mister, noi de aici nu plecăm nicio secundă fără Zidane și antrenorul a trebuit să se supună grupului. Asta e o lecție pe care Ancelotti probabil că a învățat-o de-a lungul carierei și a știut să construiască grupuri în care jucătorii să se simtă bine, ceea ce se întâmplă și în această situație la Real Madrid și cred că ăsta e un lucru important de spus. Există o statistică cea a kilometrilor alergați de către Real Madrid. Cred că Dan Udrea o prezenta în Golazzo. Spunea că Madridul este echipa care de fiecare dată în meciurile importante a alergat mai puțin decât adversarele sale. Asta înseamnă că acoperă terenul mai bine și asta înseamnă că antrenorii săi sunt ceva mai pricepuți decât ceilalți care au fost în competiția asta. The Athletic face la rândul o analiză care arată că în ciuda dominației pe care a arătat-o în prima repriză, Borussia Dortmund a fost mai slabă la fazele fixe și cei de la The Athletic au arătat situații repetate în care Carvajal era se ducea la prima bară, exact cum a fost și la gol și avea știința marcajului făcând fix aceeași manevră apărătorului său care nu a înțeles ce pregătește Carvajal, nu numai odată atunci la gol, ci în 6 situații anterioare când schema asta s-a repetat. Carvajal,
vine din centrul careului, merge la prima bară, cross-centrează acolo, golul ăla nu a fost deloc o întâmplare. Ce asta înseamnă că, sau asta e ideea, că Madridul la ora actuală e echipa care știe să aibă sau are cea mai mare știință a jocului. Ce o să se petreacă acolo după venirea lui Mbappé? Sigur, e greu de spus, da, o să fie Bellingham, Vinicius, Mbappé, jucători fantastici, nu o să mai fie Kroos, dar Modric rămâne acolo încă un sezon. Dinspre Madrid se aude că Modric vrea să bată toate recordurile pe care vreun fotbalist le-a înregistrat vreodată la Real Madrid și se luptă cu recorduri de la Paco Gento încă din anii 50-60 și vrea să le bată și pe acelea. Modric face 39 de ani în luna septembrie și a acceptat o diminuare de salariu numai ca să rămână la Real Madrid și practic să joace mai puțin. Dar atenție, el a avut totuși 45 de prezențe anul ăsta și la vârsta asta și probabil că o să rămână să învețe pe oamenii ăia în vestiar cum stă treaba. Formidabil acest Modric, formidabil Carlo Ancelotti. Cine știe dacă nu cumva echipa asta o să mai domine o vreme. V-am pomenit de Guardiola. Asta e foarte interesant. Ia uitați-vă un pic în jur și avem așa. Deci Guardiola, care este probabil cel mai influent manager al secolului în fotbal. Mikel Arteta, asistentul său, numărul său 2, s-a dus la Arsenal și a făcut o echipă de top, nu ca a maestrului, dar e acolo în coada mereu lângă City în ultimii ani și poate îl va și bate la un moment dat. Enzo Maresca, alt om care a lucrat cu Guardiola, va fi numit la Chelsea pentru că are o anumită filozofie a fotbalului care i-a convins pe american, pe Ted Boyle. Pentru mine asta e o mutare complet surprinzătoare. Maresca, sigur că a calificat Leicester înapoi în Premier League, dar totuși Chelsea, așa deodată. Arne Slot este un fan declarat al lui Guardiola și Liverpool îl aduce ca să contracareze din performanțele lui Guardiola. Să mai fie cineva oare? Desigur, Van Sant, dar hai mai bine să-i spunem Vincent și o să vă zic eu de ce. Company, care este managerul lui Bayern München, om format de Guardiola și format, preluat, a jucat sub el, a învățat de la el, are un spirit al fotbalului despre care Madridul crede că îi se potrivește. Dacă există vreo mutare mai surprinzătoare în fotbal decât această numire a lui Vincent Kompany la Bayern München, nu știu ce să zic. Unul dintre argumente este acela că el vorbește limba germană, o vorbește foarte bine, deci asta înseamnă că în Belgia asta a fost limba lui nativă, că se descurcă și că poate să-i stăpânească pe jucător. Totuși m-am gândit, noi când l-au numit dincolo de stil, șefii lui Bayern au spus, noi se potrivește stilul lui Kompany, se potrivește lui Bayern München. Totuși de la Burnley să vii să spui chestiunea asta, el a mai jucat și la Hamburger, deci știe ce se întâmplă în Germania, nu e un om care să nu fie obișnuit cu fotbalul de acolo. Sigur că a jucat la cel mai înalt nivel, a fost declarat și fotbalistul anului în Anglia la un moment dat, are campionate și cupe câștigate, dar nu are, de exemplu, Liga Campionilor, ci nici trofee europene sau mondiale. Când aduci un jucător important, sigur, respectat, știe căile fotbalului. Dacă te gândești la ce vestiar are Bayern München, cum să înțeleagă cu Thomas Müller sau cu Manuel Neuer, care au toate titlurile posibile? Păi, cred că aici e de fapt cheia. Eu cred că Kompany este adus să reconstruiască această echipă. Cred că vom vedea din ce în ce mai puțin numele mari și vechi ale lui Bayern și cred că vom vedea o nouă formulă după acest sezon ratat, una care să fie bazată pe cei mai tineri jucători pe care fosta campioană a Germaniei îi are. Cred că începe o construcție pentru un cincinal de acum înainte Bayern München și asta e singura explicație pe care pot să o găsesc aici. Dacă e Kompany cel mai potrivit om pentru asta, eu sincer nu pot să vă răspund. Sunt încă mirat de această mutare, dar oamenii de acolo sunt pricepuți la fotbal, nu? N-ar face asta altfel. Vom vedea.
după primele 6 luni ne vom da seama. În orice caz, ceva de urmărit. Naționala noastră se pregătește. L-am văzut pe Moruțan. E o atmosferă foarte bine. Pe Moruțan venit la lot să-și viziteze colegii, ceea ce arată că este o anumită chimie între ei, pentru că, mă rog, dacă nu s-ar fi simțit bine și nu era dor de ei, nu ar fi venit acolo. Ar fi meritat Moruțan să meargă la acest campionat european, dar are o accidentare gravă din toate punctele de vedere. Acum, în câteva zile începem să discutăm, nu? Ce se întâmplă, cum se întâmplă, care o să fie povestea naționalei, că nu avem foarte multe șanse. Eu vreau să spun doar atât. Da, e o echipă căreia nu-i dăm șanse. Nu i-am dat nici măcar când era în grupă și tot a ajuns pe locul întâi. Nu neapărat că ar fi cea mai bună, au spus mulți dintre noi și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, că suntem mai curând împleticiți, mai curând cu un metru în spate și cu o secundă prea târziu. Dar totuși cumva am făcut lucrurile. Și după ce m-am uitat și la filmul acela cu Naționala, mi-am dat seama că acolo este un grup. Știți care e povestea? Nu avem altă șansă decât să-i susținem pe băieții ăștia și vă invit să faceți lucrul acesta, pentru că asta e teribil de important. Ăștia sunt cei mai buni pe care îi avem la îndemână, minus Mitriță, care probabil nu s-a adaptat la cerințele de acolo, și asta e soarta. Suntem o familie împreună, nu avem mari așteptări, dar măcar avem așteptarea să dea totul acolo. Iar dacă există o certitudine în privința acestei naționale, e că oamenii ăștia vor da totul în limita posibilităților lor acolo. Vă invit să nu visați foarte mare în această chestiune, dar să fiți alături de ei. Eu chiar cred că sunt niște oameni care se vor strădui. Și ăsta e lucrul cel mai important. Vă mulțumesc și vă spun spor la treabă!